Ludovic Orban îi cere demisia lui Klaus Iohannis într-un mesaj transmis pe Facebook. Fostul lider al Partidului Național Liberal îl atacă dur pe actualul președinte a țării, despre care spune că a trădat încrederea românilor care l-au votat pentru a ajunge la Cotroceni. Orban spune că șeful statului și-a mințit electoratul după ce a acceptat intrarea socialdemocraților la guvernare. Ludovic Orban, plecat recent din PNL, i-a cerut demisia președintelui Klaus Iohannis printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Fostul lider al liberalilor susține că Iohannis i-a mințit pe români și din acest motiv nu merită să se mai afle la conducerea țării. Ne-a mințit și a vrut să pară mumă, dar a dovedit că este ciumă roșie. Trădarea lui Iohannis față de toți românii care i-au acordat încredere la alegerile din urmă cu exact 2 ani de zile este insuportabilă. Pentru oricine are o minimă demnitate și stimă de sine, pentru oricine prețuiește democrația. Într-o Românie normală, astăzi, cinstit ar fi fost ca cel care ocupa fotoliul de la Cotroceni să-și depună demisia. Iohannis a folosit mandatul primit de la cetățeni, afirmând cu gura lui că acesta înseamnă România fără PSD, împotriva voinței celor care l-au ales prin aducerea PSD-ului la putere, adică exact contrariul a ceea ce a promis că nu va face. Fostul președinte al PNL a mai transmis că Iohannis a prăbușit încrederea în instituția președintelui României. A golit-o de legitimitate și autoritate morală despre care nici în cele mai negre coșmaruri nu m-aș fi gândit că poate duce lucrurile în acest punct. Oricât de mult se ascunde, oricât de departe va sta de oameni, tot îl vor ajunge scrâșnelile din dinți, sudalmele și blestemele oamenilor pe care i-a trădat. Nimeni nu scapă atunci când își bate joc de oameni.